proiect de hotărâre privind publicitatea politică și comercială să se face în perioada campaniei electorale. Inițiatori sunt consilierii locali Donatiu Nicolae, Emil Demnaru, Corina Ares, Stan Lucian, Secentu Adrian, Antohie, Marica Loretan, Antohie, Vicențe Aurelian, Stofan Ion, Oprea Dărunț. Și mai este un proiect, proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului Municipiului Onest, pentru era Dr. Luca, inițiator, Alexandru Cristian, Plenarul Emil, Corina Ares, Stan Lucian, Secentu Adrian, Antohie, Rosetan, Antohie. Mai știm unde este. Bun. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, se supun votului. Cine este pentru? Împotrivă, obține? Trecem la ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului secretar, proiectul numărul 1. Expunere de ziua, domnilor consilieri. Activitățile premergătoare din preajma acestea sunt împărțite de legislator în două mari categorii. Ar fi de publicitate sau promovare politică, care se desfășoară înaintea stabilirii oficiale a datei alegerilor, și ar fi de publicitate sau promovare electorală, care se desfășoară în perioada dintre stabilirea oficială a datei alegerilor și anunțarea oficială a legislatorului. Potrivit legislației în vigoare, materialele de propagare electorală permise în campanie electorală sunt afișele electorale cu dimensiunea de cel mult 500 de milimetri pe 35 de milimetri, afișele electorale de promovare, care sunt electorale cu dimensiunea de cel mult 400 de milimetri pe 950 de milimetri, aderarea de propagandă electorală, audio-video, utilizare de mass media, audio-vizual, publicitate, impresia scrisă, materiale de propagandă electorală online, brășuri, cliente și alte materiale tipărite în aceeași categorie. Totodată sunt interzise în campanie electorală vehicule inscripționate cu sloganul de campanie, vehicule care difuzează materiale audio, în mers sau naționale, spectacole, sărbările, focurile de artificii. De asemenea, sunt interzise locurile, meșurile, porturile publicitare, pavilioane publicitare, panouri publicitare mobile, steagurile publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare, direcționale, sectori de publicitate, autoportante, mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare, speciale, publicitate luminoasă, publicitate pe reticulă. Nu vor mai putea fi folosite fixurile, căci șasuri, tricouri, jachete, geci, impermeabile, peline, veste, șerci, căciuri, furare, sacoșe sau pungi și alte materiale din poliester, umbrele, băleți și alte materiale din aceeași categorie, bichete, chibrite, produse alimentare, produse alcoolice, țigări și alte astfel de produse. Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale recomentează strict convita candidaților în campania electorală. Materiale publicitare se vor găsi amplasate în această perioadă, vor fi indicate de autoritatea locală în 10 de mână de sa Onești și vor fi păstrate în custodia acesteia. Când aceste motive vor trebui să aprobăm proiectul de hotărâre în forma prezentată. Are cuvântul reprezentatul cu partenerul de specialitate? Nu. Comisia? Dacă a luat în calcul comisia... Comisia a luat în calcul... Nu este obligatoriu. Discuții. Domnul. Mai este cineva? Da. Haideți să începem cu domnul Cristian. Și eu. Eu m-aș fi bucurat ca proiectul până la acest moment să fi fost retras de pe ordinea de zi, pentru că am primit numeroase semnale negative din societate, din comunitatea locală, pentru fiecare dintre articolele care se supun votului dumneavoastră astăzi. Primul articol face referire și aduce implicit, afectează activitatea agenților economici. Eu înțeleg prin el, așa cum este formulat, că societățile vor fi obligate să își ascundă sau să își dea jos reclamele pe care le au astăzi, de la banneri, meșuri, totemuri și așa mai departe. Sunt curios cum o să le explicăm sau cum o să le explicați celor de la Kaufland, Dedeman, Penny, producător local, Croco și așa mai departe, că trebuie să-și ascundă reclamele pe perioada în care Onești se va face campanie electorale cu diverse motive, fie că e vorba de campania pentru locale, parlamentare, președinție și așa mai departe.
Și la fel sunt evenimente în zona de educație, care sunt o tradiție pentru Onești, care există de mulți ani de zile și sunt afectate din cauza suprapunerii cu această perioadă electorală. Vreau să vă spun de la bun început faptul că în ceea ce privește relația instituției primăriei cu școlile, ei s-au întâlnit directorii, reprezentanții școlilor, ei și-au stabilit datele în care vor să desfășoare evenimentele. Eu nu am avut nicio implicație în stabilirea acestor date, doar le-am spus că îmi dau sprijinul, indiferent când vor fi aceste date stabilite. Mi-ar părea rău ca niște evenimente care vizează elevi olimpici, tineri din Onești care au adus rezultate Oneștiului la nivel național, internațional, pe profesorilor, să fie afectate din cauza bâlciului pe care noi îl promovăm și îl facem în zona asta politică. Deocamdată atât, mai apoi probabil că voi mai avea ocazia la întrebări. Vă mulțumesc, domnul Matiuc. Ar fi foarte multe de spus și încep prin a argumenta inițierea acestui proiect. Nu pot să întreb pentru că nu este prezent în sală o persoană. Știți că tot acest demers, practic, a început atunci când, nu știu dacă pot spune, o societate comercială sau o persoană a început să facă un afișaj care era pe departe a fi unul cu promovare, eu știu, economică sau comercială, și mai degrabă, toată lumea a înțeles că este o promovare mascată. Eu nu vreau să avantajez și să dezavantajez niciun competitor la acest examen politic, din cei 12. Nu vreau să-i dezavantajez pe cei dintre competitori care nu au societăți comerciale și nu își pun, eu știu, chipul alături de, asociază chipul cu magazinul și cu un mesaj alăturat prin care, eu știu, susțin, mergem, facem, dregem împreună. Toți au dreptul și avem dreptul la o șansă egală, să pornim și să ne batem pe proiecte, pe idei, pe principii și pe nu, și nu pe care are mușchii mai mari, bani mai mulți, eventual la afișaj electoral cât mai mult și neplătit. Faptul că Biroul Electoral Central a solicitat o adresă către primărie și primăria a semnat prin arhitectul șef și alții angajați ai primăriei. Iar în locul, să înțeleg, al domnului Cristea, a semnat ca altcineva, doar că ar fi trebuit să semneze dânsul că era în instituție în acea zi, un răspuns la o adresă prin care se spune foarte clar și negru pe alb că până la 31 decembrie contractul a fost în vigoare și achitat, iar după care o persoană și o societate comercială implicit, nu dau nume pentru că e de notorietate, a beneficiat de domeniul public și privat al municipiului Onești, care nu este nici al meu, nici al dumneavoastră, este al orașului. Și nu trebuie fiecare să le exploateze după cum îi plac. Nu pot să fiu și nu voi fi niciodată indiferent la astfel de acțiuni, de gesturi. Mi-am propus și am discutat cu mare parte dintre competitorii la acest examen politic să avem o campanie electorală decentă care să se bazeze pe proiecte, pe argumente și pe, eu știu, o motivație constructivă. Din păcate, unii ori nu au puterea, ori nu înțeleg că lucrurile astea trebuie să se termine. Oneștenii au nevoie de oameni care construiesc, nu de oameni care aruncă cu noroi, fie direct, fie prin intermediul unor site-uri, unor postaci de servici care sunt plătiți, unii dintre ei din bani publici, și care în timpul serviciului, în loc să contribuie la bună administrație a orașului, fac postări pe internet. Cred că lucrurile astea trebuie să se termine urgent. Cred că fiecare dintre noi, din cei prezenți în sală și din cei care s-au înscris în competiția asta, trebuie să tratăm cu respect și banul public, și șansa fiecăruia dintre noi la o competiție corectă. Toată lumea spune că visez la niște principii, la respectarea unor principii de moralitate în politică.
Mi-am ținut cuvântul dat în, în parteneriatul politic cu, cu cei cu care am participat, eu știu, la conducerea urbei. Niciodată nu mi-am nu am făcut parte de la principiile mele în acest sens. Și am, încă o dată vă spun, am invocat respectarea unor moralități pe care în zilele de sărbătoare le vedem că, că le invocăm pe la biserici. Referitor la gala absolvenților și la marșul absolvenților. Într-adevăr, este o tradiție și un lucru foarte, foarte bun și felicit pe această cale pe toți cei care au susținut de-a lungul anilor. Și acum mai mulți ani, și anul trecut, și acum 2 ani, și acum 3 ani, pe cei care au fost primari, viceprimari, consilieri, pe toți cei care au contribuit la realizarea acestor evenimente educaționale, care contribuie, bineînțeles, la performanța școlară. Țin să-i felicit din capul locului și să le mulțumesc pentru că au sprijinit acest proiect. Dar, după cum am explicat, conjunctural, în acest an, aceste evenimente, eu știu, se suprapun sau corespund cu un eveniment sau știu, cu un calendar politic. Gala învățământului nu este un eveniment. Marșul absolvenților, în opinia mea, poate să se desfășoare la data programată de către directori. Eu l-am rugat pe domnul secretar să sune pe toți directorii care sunt implicați în cele două evenimente și să le ceară părerea, să știți lucrul ăsta. Și l-am mandatat, dacă vreți, din partea inițiatorilor proiectului, în acest sens. Din cei 5 directori care au fost și care sunt implicați în, în acest eveniment, 4 au spus că sunt de acord cu decalarea datei. 4 din 5. Eu nu cer imperativ acest lucru să se decaleze datele. Consider că marșul absolvenților poate să fie organizat la orice dată, pentru că nu presupune niciun premiu în bani oferit de municipalitate. Dar gara învățământului, un eveniment foarte bun pentru municipalitate și care trebuie susținut în continuare, consider că eu, în calitate de viceprimar, sau consilier cu atribuții de viceprimar, eu voi participa la cele două evenimente. Consider că dacă particip la evenimentul în care municipalitatea, pe bună dreptate, încurajează, susține performanța în învățământ și o oferă o recompensă către cei cu rezultate deosebite în învățătură și pentru profesor, consider că se poate a se gândi a fi un avantaj care l-am în detrimentul celorlalți competitori la funcția de primar. Consider că trebuie să avem șanse egale și din discuțiile purtate cu domnii directori, dacă gala învățământului s-ar decala după alegerile locale, la 2 zile, la 3 zile, oricând înșii consideră că pot fi organizate în, în bune condiții aceste evenimente, n-ar fi nicio problemă. Este, pe de o parte, moral și corect să se întâmple așa, iar pe de altă parte, nu vreau să fac parte din categoria celor care pot fi contestați la birou electoral sau oriunde în altă parte la instituțiile statului pentru faptul că îmi cresc șansele la o competiție electorală dând bani din banul public unor copii și profesori care într-adevăr îi merită pe deplin acești bani și trebuie susținuți în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și la fel ca și domnul Cristea, voi răspunde la orice întrebare pe care mi-o adresați. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamnă Elena Pașcopoulou. Da? Și la urmă și eu dat să fac. Am... Domnul... Am zis să luăm consilierul. Domnul Băreanu este dezamăgit că și-a pus bine și nu... și a plătit. Vreau să garantez că dacă acest proiect va trece, cu siguranță nu-i veți lua bani pe perioada cât are Benelul de jos. Am și plătit înainte. Deci dacă l-ați plătit înainte, nu se decalează. Nu e nicio problemă. Cine plătește? Aș fi vrut... Ce bani, domnul Cristea? Banii pe penele, care se încasează de primărie. Dar, domnule, se suspendă, se prelungește, nu asta. Haideți să nu discutăm de penele. Eu am vrut să iau cuvântul, pentru că este un proiect care în principiu e bun. În principiu e bun.
Singurul lucru care mă deranjează este că moralul trebuia să fie inițiat de către PSD. De către PSD, care în vreme de 20 și ceva de ani a făcut tot ce a fost cu putință ca să organizeze în timpul campaniei electorale Festivalul Berii, Festivalul Micilor, Festivalul Verii, filme cu pitici și alte manifestări de genul ăsta. Ba da, domnule meu, nu dăm filmul în spate din... Noi am avut meciuri mai multe, suntem foarte buni și ne respectăm unul pe altul. Dar atunci când a fost cazul, am luat atitudine. Și nu era moral ca PSD-ul să inițieze acest proiect. E adevărat, aveți o relativă majoritate în Consiliul Local și poate acest lucru vă dă dreptul să inițiați acest proiect. Domnul Cristea, Bălciu din zona politică nu-l face nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici un alt partid mai mititel sau mai mare. Știți foarte bine cine face acel Bălci. Să nu ne, da? Să nu ne ascundem după degetul ăla. Da? Nu. Poate dumneavoastră, da. Eu nu fac Bălci în zona politică. Nu ne ascundem după degetul ăla. Da? Fie clar. În ceea ce privește lanțurile mari de magazine, sunt convins că vor putea înțelege faptul că pentru 30 de zile nu o să aibă flamurile, că și afișajul în oraș, mai ales că nu vor plăti nici bani pentru treaba asta. V-am spus, moral pentru mine este ca acest proiect să nu fost inițiat de dumneavoastră. Ați spus de dezavantajat ceilalți competitori. Păi vă garantez eu că vreme de 20 de ani toți ceilalți au fost dezavantajați în favoarea PSD-ului. N-am uitat, am avut un discurs mai lung și am vrut să spuneați dumneavoastră că nu vă doriți un afișaj cât mai mult și neplătit. Păi vreți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat acum 4 ani, acum 8 ani sau acum 12 ani? Vă spun, era tot orașul roșu. Cine boala făcea atunci? În ceea ce privește postacii de serviciu, sunt de acord cu dumneavoastră, ei există și sunt plătiți din banii publici. Ceea ce mă deranjează este că spuneți abia acum treaba asta și n-ați spus-o că postacii plătiți din banii publici postează de 3 ani încoace. De ce n-ați spus până acum? Nu sunteți în administrație? Nu, vă răspund, dacă îmi dați și voi. Vă rog, frumos. Până în campanie electorală, persoanele la care vă referiți și m-am referit și eu sau... nu făceau o promovare directă unei persoane sau unui partid. Făceau o promovare a activității pe care o desfășura primarul, activitate administrativă sau a primăriei. Nu aveam cum să reproșez lucrul acesta. Eu, pentru că cineva făcea o promovare primăriei sau activității administrative a primarului. N-am avut niciodată pretenția ca un angajat al primăriei municipiului Ionești să-mi facă postări pe internet mie sau fotografii sau să ne administreze conturi de Facebook sau de alte pagini. Niciodată n-am avut pretenția asta. Sau dacă cineva spune că lucrurile stau altfel, rog să confirme. Deci, din păcate, în perioada aceasta electorală, am înțeles și pot observa cu ochiul liber că sunt persoane care, în timpul programului de servici, se ocupă și de promovarea unor candidați și mi se pare că nu e un lucru în regulă. Unor candidați, trebuia să spun. Domnul Cristian, mai am discurs. Dar eu știu că astăzi îmi dați nume și prenume și exact fapte. Deci eu am observat, așa este. Dar eu nu fac parte din administrație, eu sunt un fără legiuitor și nu fac parte din administrație. Așa de vorbim cu mare, vorbim cu toți. Iar pe domnul Neatiucă, rog frumos, ca având în vedere afirmația dumnealui, să vă facă scris. Iar acea persoană sau acele persoane care se ocupă cu așa ceva, să suporte măsurile pecuniare, pentru că probabil sunt funcționari publici. Domnul Ștefan, am făcut un demers înscris. Am făcut un demers înscris în urma unei ședințe de Consiliu Local, prin care se propunea diminuarea scăderea unei taxe speciale, și anume de salubritate. Am cerut un punct de vedere juridicului și biroului juridic și economic, care nu sunt în subordinea mea, și răspunsul de la juridic nu l-am primit nici acum. Mai sunt 30 de zile, sunt în termenul legal. Iar la economic am primit un răspuns ceva de genul că punctul de vedere al departamentului economic a fost exprimat în ședința de Consiliu Local. Ce să vă spun mai mult decât de atât cum stau lucrurile în momentul ăsta?
Judecați dumneavoastră, vă rog. Dar, punct de vedere atunci la juridic, cred că deja exista. Dar verificăm. Da, eu l-am cerut și ați semnat. Semnați dumneavoastră că, cum să spun, adresa mea către birou juridic prin care solicit un punct de vedere, nu am primit până astăzi încă un punct de vedere. A, și o ultimă remarcă. Să știți că cei care afirmă că vor continua împreună de obicei chiar dar aici. Eu sunt superstiție, nu? Poate fi și o excepție care se întâlnească. Nu, de obicei le pierd. Depinde unde continuă împreună. Unde? O singură chestiune, dacă, ca și răspuns la discuțiile care s-au purtat până acum. Eu înțeleg faptul că prezența mea este asociată și mediului politic. În același timp, nu putem să nu disociem partea politică de cea administrativă, chiar și în perioada asta. Eu înțeleg, dacă astăzi se va respinge proiectul propus, înțeleg să nu particip decât în sală la oricare din evenimente, astfel încât să nu influențez în vreun fel și să nu se considere că aduc vreo influență. Dar așa cum bine a spus domnule Martin, cred că în ultimii, nu în ultimii, până în 2012, în 18 ani dinainte de 2012, nu s-a pus niciodată problema de așa ceva și evenimente au fost slabă, domnule Bernard, aveți în perioada preelectorală. Puteați să-mi cereți să nu mă prezint acolo sau să deleg pe cineva și așa, dar și de gând să fac. Există un city manager, există un secretar al municipiului care au mai făcut astfel de activități și cu alte ocazii și aș fi putut să ratez acum evenimentele astea care, electoral și politic, eu nu cred că mi-aduc acum niște voturi așa cum se temă. Domnul Cristian, lasă să înțeles că nu acolo e buba mare. Eu vă garantez că marșul absolvenților va avea loc data stabilită de către. Iar vă garantez la fel că acea premieră se poate face, dacă nu se face joi, se poate face marți după alegeri. Nu e niciun fel de problemă. Înțeles. Bun, mai spun și alte evenimente în perioada asta. Spune aici, ce evenimente mai spune aici, se suspendă organizarea de sărbători, etc. Orice alte activități culturale, sportive, educative, prin care se atribuie premii de orice natură de către autoritățile publice sau societăți comerciale. Există o premiere la Moisil, care este făcută de o societate comercială. Există mai multe competiții care au fost planificate în calendarul federațiilor și care primesc premii de la sponsori. Mie mi-ar părea rău să fie afectate aceste competiții prin asocierea asta pe care eu nu înțeleg cu campania electorală. Ce treabă? Eu am aflat de ele acum. Am aflat pentru că sunt afectați respectivii oameni. Ați spus că am avut dreptate, că 20 de ani și când am plecat la luptă împreună cu 4 ani de zile, pe același principiu am plecat, să putem să schimbăm ceva. Exact același lucru se întâmplă acum. Numai că din partea aia la venit, chiar nu se vede. Exact așa. Vedeți ce paradox și acum încerc eu să schimb lucrurile astea cu care n-am plecat la Da, lucru. Și sunt convins că dacă ferească cel de sus veți ajunge în fotoliu mai la dreapta, acest proiect se va anula, așa, sinerie. Eu vă întreb punctual și pe dumneavoastră și pe inițiator. Cu ce este afectată o competiție sportivă despre care eu am aflat ieri, doar prin prisma acestui proiect și care primește bani de la un sponsor privat, și de ce trebuie să fie afectată, că a fost planificată de 1 iunie și 1 iunie a fost aplicată perioada electorală? Care este sponsorul privat care premiază și la Moisir și la dincolo și dincolo și dincolo? Dacă sunt mai mulți... La Moisir probabil că știe și dumneavoastră. Nu știu. Este o societate din Iași, care are un patron din Onești. Și oferă, da, dă câte 1000 de euro la fiecare olimpic care ajunge la fața națională. Bun, și ăsta nu se poate decala cu o săptămână sau cu două săptămâni? Mie mi se pare injust și incorrect după ce s-a stabilit odată, să-i spui, domnule, vin o săptămână viitoare, că avem campania electorală. Știți care este problema? Că nu acolo e problema. Dar răul trebuie tăiat așa cum trebuie. Eu v-am spus, principial sunt de acord, nu sunt moralmente de acord cu cel care a inițiat proiectul. Da? Probabil că votul meu va fi unul de abținere. Pe principiu sunt de acord. Dar nu e... Adică sunt convins că asta o să fie numai anul ăsta, pentru că probabil că este trei luni de zile se abrogă printr-o hotărâre simplă care spune că s-a luat. Și eu principiul înțeleg și înțeleg prin acest principiu ca eu să nu iau parte la astfel de activități sau să nu aduc o influență politică. Și sunt perfect de acord cu asta. Dar nu să le anulăm și să le suspendăm. Înainte de a da cuvântul doamnei Pașcu, aș dori să dau dreptul la replică la domnul. Deci, estimați domnule și doamne consilier, s-au făcut câteva afirmații gratuite aici, de către colegul meu, Ștefan Martin,
pe care îl salut pentru că este un sportiv îmbătrânit, dar vreau să-i spun că, într-o perioadă foarte interesantă, competiția de fotbal municipal a fost desființată de către actuala administrație. Tot de actuala administrație a fost desființat și Grand Prix-ul de atletism, la care participau cel puțin 100 de atleți. Participau să prezinte în oraș ce are mai valoros sportul românesc. Niciodată, în cei mulți ani în care am guvernat acest oraș, nu s-au petrecut asemenea evenimente ca acum. Când cineva este exclus din lupta electorală și apoi mascat, își face campanie electorală direct. Așa, într-o sfidare, pentru toate celelalte partide, nu și-au putut permite să facă și-au respectat legea foarte restrictivă în această perioadă. Foarte restrictivă, foarte corect. Asta este. Știți foarte bine că, pentru prima dată, statul finanțează campaniile electorale. Și a început cu la locale. Tot ce se face acolo este finanțat de către statul român. Și țin minte că, de-a lungul anilor, am introdus festivalul verii, care în luna august se făcea, și în august nu țin minte să fie vreo campanie electorală. Niciodată n-a fost o campanie electorală în luna august, da? Spune când a fost. De asemenea, în perioada câtorva ani, s-a făcut zilele de 1 și 2 mai. Ziua 1 mai, ziua muncii, 2 mai, ziua tineretului. Și vreau să vă anunț că, spre deosebire de alți primari din alte localități, care își făceau speech-uri pe televiziuni, pe scenă, niciodată nu m-am ridicat pe scenă să spun un cuvânt celor care au participat la spectacol. Pentru că am crezut de bună cuvință, fiind să nu perturbăm anumite lucruri care s-ar petrece nu în timpul campaniei, chiar în premiera campaniei electorale. Și să nu dea mie lecții de morală cineva care în 2012 își pușese deja afișele electorale în zona respectivă Mărășești. Să nu dea mie lecții. Da? Deci lucrurile acestea trebuie să le avem în vedere și regretăm că totul a fost generat de această situație care a apărut în oraș. Și-i păcat. E păcat. Trebuie să ne respectăm unii cu alții, să dăm șanse egale tuturor în această competiție și să câștige cel mai bun. Pe proiecte, programe, seriozitate, moralitate. Cât privește marșul absolvenților, când au dorit dânșii să-l facă, l-a făcut. Nici o problemă. Să-l facă pentru că e o chestiune specifică și liceilor în mod deosebit. Și atunci lucrurile sunt corecte. Cât privește premierele respective, având în vedere aceste restricții care sunt cu banii publici, este bine ca acestea să nu se producă în perioada campaniei electorale. Că va fi în data de 6, 7, 8, 9, stabilesc domnii profesori, sunt la dispoziție toate ustensilele necesare pentru ca aceste premieri să se facă în conformitate cu legea. Eu doresc tuturor competitorilor la adică succes și să respecte legea așa cum trebuie să o facă de fiecare dată când sunt în asemenea situație. Mulțumesc! Domnule președinte, un singur de la replică, vă rog, s-au adus în discuție evenimente sportive care au fost anulate sau nu știu cum ați formulat exact, care au fost desfințate de actuala conducere. Vreau să vă spun că le-am planificat pentru luna iulie și am încredere că le voi desfășura în luna iulie și tocmai pe acest motiv, pentru a nu fi, neexistând o tradiție, de fapt exista o tradiție pe 1 iunie, dar am preferat să le ducem pe luna iulie, tocmai pentru a nu se suprapune cu campania electorală. Și Grand Prix de atletism? Atletism și biciclete. Vor fi competiții în luna iulie. Nu competiții, domnule. Grand Prix însemna pregătirea lotului olimpic al României la Onești. Era o chestiune ca și festivalul Tiamo. Să ținea și în luna mai. Nu e nicio problemă. E acțiune culturală. S-a desfințat și asta. Deci, asta ați reușit să faceți pentru cultură, pentru tineret, pentru sport. Și înțeleg că la dumneavoastră n-a fost nicio problemă dacă făceați festival și nu vă afișați la festival, pentru noi este. Probabil dumneavoastră făceați un festival paralel la Leacănul de Copii, Casa Pionierului cândva. Știți, unul ca după aceea să coborâți în vale, să faceți perturbarea serbărilor cu Benești. S-au desfășurat amândouă. Lăsați, că știm foarte bine. Da, mă poate. Două cuvinte o să spun și eu. E urât că am ajuns să discutăm într-o astfel de ședință un astfel de subiect. Invitat era ca fiecare dintre cei care participă la această campanie electorală să cunoască dispozițiile legale. Legea 115 pe 2015. Și să vă umple cu afișe PNL, nu? Vă rog frumos, nu v-am întrerupt. Legea 115 pe 2015 și legea 334 pe 2006 sunt destul de clare și prevăd obligațiile pe care ar trebui să le respecte fiecare dintre competitori.
În mod normal și mi-aș dori din respect pentru cei care v-au votat, care ne-au votat, ar trebui să respectăm aceste dispoziții legale. Oneștenii au nevoie de altceva. Au nevoie de echilibru și de corectitudine. Nu mai au nevoie de ceea ce s-a întâmplat până acum. Proiectul, din punctul meu de vedere, oarecum bun, dar și rău, că este nedrept pentru societățile comerciale. Dar din cauza cui ne-am trezit în situația asta? Cred că fiecare dintre noi știm răspunsul. Cine a generat acest proiect? Există un personaj care nu știe să piardă și care își dorește cu cât se poate de mult să se țină de frâiele acestei primării. Nu se poate. Este un lucru extraordinar de frumos să știi și să pierzi elegant. În momentul în care nu știi să pierzi elegant, înseamnă că ai o mare problemă. Campaniile electorale trebuie să se desfășoare elegant, fără chermeze, fără sacoșe pe care să le dai oamenilor, fără mituirea oneșteanului, care din cauza faptului că este sărac se bucură la o masă caldă, la un kilogram de zahăr și o sticlă de ulei. Nu vă uitați la mine, domnule Cristea, că știți despre ce vorbesc. Deci fac apel la decență. Uitați-vă pe Facebook, e ușor să vedeți pe Facebook. Dacă vă uitați pe pagina de Facebook a unora, o să vedeți. Deci fac apel la decență. Fac apel la decență. N-ar trebui să existe astfel de proiecte pe ordinea de zi pentru ca din cauza inconștienței unora să fie nevoit să sufere cine? Copiii care s-ar fi bucurat de premiile pe care le-ar fi primit chiar în această perioadă de campanie electorală. Nu-i final că se potrivește campania electorală cu perioada în care ar fi primit ei premii. Deci vinovat este cel care a generat toată această nebunie. Proiectul este parțial bun, parțial rău. Dar atenție încă o dată, oneștenii au nevoie de altceva. Ați fost votați de acești oameni. Cu toții, fiecare dintre noi care suntem aici și facem campanie electorală pentru partidele din care facem parte, pentru cei care candidează la funcția de primar, avem o obligație elementară. Respect pentru oneștean. Fără bani, fără a încălca dispozițiile legale, fără cadouri, fără absolut nimic. Eu nu știu dacă după atâția ani de zile n-ați învățat acest lucru. Eu nu fac politică de foarte mulți ani, dar sunt foarte mulți dintre noi care fac acest lucru. Sau au profesori care îi învață în direcția asta. Deci nu se mai poate cu încălcarea legii. Echilibru, corectitudine și decență. Atât am avut de spus. Nu poți să mă scuzați, dar nu dau seama. Cred că dumneavoastră v-ați păstrat, sunteți tot la PNL, o partidul ăla care a umplut avizierile cu afișe editate nelegal, vă întreb. Editate nelegal? Eu așa zic. Vă rog frumos, faceți sesizare la DEC dacă sunt editate nelegal. Legislația la care faceți apel, vă rog mult de tot să studiați avizierile din oraș, să vedeți gradul de umbrele, să spun așa, termeni academici de către partidul dumneavoastră și dacă ați respectat dispozițiile legale la care faceți apel cu atâta nonșalanță și fără obraz. Cum puteți să vorbiți, doamnă, cum puteți să vorbiți despre respectarea obligațiilor legale când dumneavoastră sunteți primii care încălcați asta? Nu le încălcăm. Deci vi se pare... Cum e jenă? Vă rog frumos. Deci eu am cerut echilibru. Totuși sunt femeie și am un pic mai mulți ani decât dumneavoastră. De când sunteți viceprimar cu atribuții de primar, vă rog frumos, din momentul în care ați fost votat ca primar cu atribuții, cu viceprimar cu atribuții de primar, atât ați știut să fiți lipsit de respect față de colegii dumneavoastră, lucru care nu mi se pare normal. Atât am avut de spus. Nu voi mai răspunde la niciun fel de discuție. Da, mulțumim. Domnul Cusurban. Hei, mai am un președință scăp. Dar v-a spus treaba. Nu contează. Nu mi-a spus cuvânt, domnul Martin. Nu avea grijă. Pot juca tare și în afara Consiliului. Deci îmi bănuiesc că sunt cel mai degajat consilier din sala aceasta. Dar aș spun acest lucru pentru că, în principiu, proiectul este bun. Este bun. Pentru că sunt nici cu bani și nici fără bani. Îi respect pe cei care au bani pentru că au muncit. Nu plâng din milă celor care nu au bani pentru că nu au muncit. În viață fiecare care muncește și are ceea ce dorește. De aceea spun că acest proiect este bun, însă este prea abrupt redactat. Gândiți să-ți mai consilier la turul 2, la prezidențiale în toamnă, când nemulțumirile s-au multiplicat. Deci sunt agenții economici și vă rog, domnul consilier PSD,
a dumneavoastră mă adresez, pentru că ani de zile am colaborat bine cu dumneavoastră. Mi-ați dat votul când s-a impus pentru oraș, iar vă mulțumesc cu ocazia aceasta. Deci iar vreau să mă ascultați cu mare atenție. O clipă. Deci sunt agenți economici care nu au nicio legătură cu campania electorală și nu-i interesează. Și care nu vor veni la urne. Sunt atâtea sărbători legale și religioase până la lege, când unii agenți economici vor fi nevoiți să-și facă publicitate comercială, cum prevede textul. Sunt atâtea unități service în oraș care încep să-și promoveze noile mărți de mașini pe care vor să le vândă și care au deja banere puse la porțile lor. Ce facem? Îl dăm jos? Nu îl dăm jos? Și asta-și bun. De aceea, pentru a nu vă pune în cap, fie din dreapta, fie din stânga, o parte a agenților economici, eu propun consilierul prezent în sala astăzi, fără nicio pătimire și voi să am bun interes, propun o redactare puțin modificată a textului articolului 1. Și vă să mă ascultați. Se interzice publicitatea politică și comercială, virgulă, directă ori indirectă, în paranteze, benere, panouri, așa, pe domeniul public și privat, al municipiului Onești, pe durata campaniilor electorale, stabilite conform legii, virgulă, cu excepția acelor agenți economici, a cărui personal, cu sau fără funcții de conducere, cu sau fără contract, ori persoane afiliate, nu candidează în alegeri. Deci este un... E foarte corect. Este un text de lege. Dăm voie la un PFO care nu are nicio taină cu alegerile să-și facă reclamă de Constantin Șelena, iar acei agenți economici care sunt introduși în Consiliu sau candidează sau cum spui să consider, sau au persoane afiliate în ultima mea formulare, poate susține pe altcineva. Deci eu bănuiesc, nu vă dau citirii textului, sper să fiu înțeles, se interzice publicitatea politică și comercială, virgulă, directă ori indirectă, pe domeniul public și privat al municipiului Onești, așa, pe durata campaniei electorale, stabilite conform legii, virgulă, cu excepția acelor agenți economici, acelui personal, deci textul larg, da? Cu sau fără funcții de conducere, cu contract ori fără contract, așa, ori persoane afiliate unei firme, nu candidează la alegeri. E punctul meu de vedere. E punctul meu de vedere. Domnul consilier, nu vă puneți în cap pe cei agenți economici care nu au nicio treabă cu alegerile, care vin Constantin și Elena, sunt parastase, sunt fel de fel de sărbători religioase. Deci, textul, domnule Maru, textul nu-l fac pentru nimeni. Acum eu în cap textul ăsta, în sală, aici. E punctul meu de vedere. Dau încoate citirii textului. E un text elegant care nu, care separă agenții economici care nu au interese politice de agenții economici care au interese. Este un punct de vedere al meu. Problema e că cine și-a făcut reclamă, mă refer la societatea comercială respectivă prin reprezentantul cel mai de seamă, nu dă sub domnul viceprimar, eu știu care sunt persoanele despre care se vorbește și se pare sus cu unii. Vorba despre domnul Nighină, despre domnul Lazar, nu? Da, ei sunt agenții economici. Vreau să vă spun că proiectul este mare. S-a doamnă, că nu spune nimic greu. Deci eu, prin textul meu de lege, am circumscris acele persoane fizice și juridice care pot face campanii direct sau indirecte datorită activităților comerciale. Dând o parte celelalți agenți economici care au și legătură cu campania. Problema e, vedeți că articolul 1 este oarecum sensibil modificat. Se interzice publicitatea politică și legea o interzice. Da, și comercială. Nu, nu. Și se suspendă. Nu, o spun articolul 1. Articolul 1. Este modificat. Și spune și se suspendă publicitatea comercială. Nu se interzice. Păi da, foarte bine. Se suspendă. Suspendă. Directă ori indirectă. Practic nu se poate că au pereți vopsiți, scriși. Da, facem, nu faceți diferență. Dumneavoastră nu faceți diferență între publicitatea comercială pe domeniul public și privat și pe spațiu sau domeniul proprietate privată. Fiecare pe magazinul lui, pe vitrina lui, nu interzice nimeni să-și facă niciun fel de publicitate comercială. La asta trebuie să fim foarte atenți, că se înțelege greșit. Unde se, spre exemplu, la Kaufland, știți că este
peretele acela la societatea de confecții, la Modeon, unde este un întreg afișaj acolo de publicitate comercială. Nu se interzice acolo. Noi interzicem publicitatea comercială pe domeniul public și privat. Al municipiului Onești. Pe spațiile verzi, pe stâlpii de iluminat public. Acolo se interzice. Fiecare pe magazinul lui, domnul pe proprietatea lui, să-și facă ce tip de reclamă consideră că îl avantajează. Ați prins toate situațiile posibile și neposibile care se pot întâmpla până 6 iunie? De regulă sunt prinse. Sunt sigur că mai pot fi soluții. Domnul inventiv, domnul. Vreau să mă faci o ședință electorală pe 4 iunie. Dacă am văzut pomeni electorale, încep să apară parastase electorale, încep să apară șezători electorale, încep să apară nuți, botezuri electorale și alte activități electorale. Redactare pe care eu o propun Consiliului este o redactare echilibrată, vă spun eu. Nu să vedeți, mă, se întâmplă. Oarecum. Oarecum. În oraș să mergem mai. Deci în oraș sunt 2500 de firme, la ora actuală, înregistrate, da? Și luăm direct. Bannere în oraș sunt puse de 10-15 firme, asta tot. Atât. Nu o să dăm jos afișul Kaufland cu programul, că deschide de la ora la ora. Deci zic eu că sunt situații care vor fi luate. Da, când acum pentru promoție. Judecătorul analizează toate problemele care sunt și capacitatea o să aibă primarul, viceprimarul, nu? O să fie acum pe 21, sărbătoare mare. Și este o suspendare. Ce să facă? Te suspendă jos într-un oraș? Voi să fac cafonul în oraș pentru promoție? Nu, vreau să informez Consiliul Local chiar înainte de ședință. Am întrebat la compartimentul urbanism și este vorba de 27 de banere și afișe din municipiul Onești. Deci nu cred că sunt acele banere puse stradal. Se dau jos de TPP, se pun înapoi TPP în data de 6 mai. Iar după ce e votat, va intra în vigoare, iar pe data de 6 mai. Asta vreau să întreb, dacă acest lucru nu este și în vina agenților economici, este clar. Deci rugămintea noastră este ca primăria, prin compartimentul specializat, să facă acest serviciu, să le dea jos și să le pună luna viitoare. Eu nu am niciun fel de problemă. Un singur amendament pe cele care au contract și au plătit. Sigur, corect, așa este. Articolul 2 zice lucrul ăsta, domnul. Da. Iar cei care au achetat, cum este cazul meu, să plătesc doar diferența dacă voi continua. Da. Rugămintea mea și sfatul meu este să încercăm să protejăm agenții economici. Și așa sunt foarte puțini în Onești. Sunt foarte, foarte puțini. Este o zonă foarte sensibilă. S-ar putea, pe mine, de exemplu, nu mă deranjează că în perioada asta chiar mă bucur că e o campanie așa mai liniștită. Oamenii se simt mai confortabil. Nu mai este acea agresiune de afișaj. Și este un lucru bun. Legea este foarte bună. Dar trebuie să avem grijă, încă o dată spun, ca agenții puțini economici pe care îi avem, să nu-i hărțuim, să nu se creeze confuzii. De aceea mi se pare că amendamentul propus de domnul consilier este mai mult decât binevenit și să fie foarte clar ca să nu se, să avem agenția cu noi să-i ținem lângă noi aici. Da. Mulțumesc. Da. Eu foarte scurt, tot legat de partea de presă, în expunerea de motive, domnul secretar, când a citit-o acolo, a pomenit ceva și presa scrisă. N-am înțeles prea bine. Candidații n-au voie nici în presa scrisă să-și facă publicitate sau acolo au voie? Legea prevede. Legea 115 stabilește clar ce avem voie și ce n-avem. Consiliul local nu e mai presus de lege. Dar a precizat ceva, domnul secretar, în expunere. Da. Expunerea este a inițiatorilor, dar am citit-o, o să vă... Numai pe domeniul public se aplică. Acolo la masă, da. Dumneavoastră, dați publicitate în lege. Da, se face. Da, ok, asta vreau să știu. Mulțumesc.
Da, eu am o rugăminte, pentru că am două sesizări de la colegii de la compartimentele de specialitate, vorba de bibliotecă și baza sportivă. Am întâlnit și domnul viceprimar Cristea această problemă. Noi în această perioadă avem la Biblioteca Municipală o stagiune, seara de mai, seara de dans, este vorba data de 16.05. Și mai există la Cinema Capitol un spectacol organizat de Clubul Rotary, un eveniment spectacol pentru care s-a închiriat sala, s-au plătit bilete. Mai avem un teatru de copii cu piesa Jack și Vrejul de Fasole, făcut în 2018. Nu, 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 problema este la articolul 4, dacă va trebui reformulat, se suspende organizarea de sărbători tâmpenesc, spectacole, festivalul cu diferite teme, zilele 1, 2 mai, zilele orașului, precum și orice alte activități culturale, sportive, educative, prin care se atribuie premii în natură. Exact. În natură sau de orice natură, de către autoritățile sau instituțiile publice sau societățile comerciale. Referirea se face aici, deci organizarea de sărbători tâmpenești, spectacole, festivalul. Întrebarea mea este, pot colegii mei să rămână în continuare pe aceste formulare. Bineînțeles că da. De asemenea, mai exista o problemă pe care a discutat și domnul Cristea. Există la baza sportivă o competiție organizată atât de Primăria Onești cât de Federația Română Tenisă, care se vor da premii, bani și diplome și cupe organizate de Primăria Onești. Aici este, nu poate fi amânată pentru că este în calendarul Federației Române de Tenis. Păi, o derogare acolo, nu, se treacă. O derogare și merge dumneavoastră, cum a fără la lai, fără eu știu, inițiat domnul Cristea de mers, merge dumneavoastră și premiați. Și ce cu baze sportive, și ce cu baze sportive. Facem o excepție, cu excepția celor programate în calendar, să zic, competițional, pentru că nimeni nu-și dorește să denaturăm, eu știu, o competiție care deja intră în calendar. Deci să înțeleg că va veni un aliniat 2 în care cu excepția celor programate în calendar... Până la momentul prezent. Să o punem de un radio. În proiect să se precizeze că venele sunt date, mă trezesc cu amendă. Nu. Vă rog frumos. Azi, domnul, vreau, pot fi și problema asta. Dacă nu mai sunt intervenții, să trecem la vot. Premierele școlare. Mai sunt premierele școlare, la care iar și bine să vă gândiți. Premierele claselor de a 12-a, 8-a. Sunt activități interne care nu privește în mod direct finanțare de la primărie. Nu și-au, adică nu intră, eu știu, în atenția acestui proiect. Eu de cum înțeleg eu articolul. Sunt curios cum o să fie eu pus în aplicare. Multă atenție. Atunci trecem la vot. Forma finală, domnul. Forma finală se modifică aliniatul articolul 4. Și se trece cu excepția... Deci cu excepția evenimentelor înscrise în calendarul competițional sau pentru cele care s-au încheiat contracte și sunt în derulare. Nu știu dacă... Dar gala învățământului nu intră aici, da? Nu. Adică eu așa înțeleg, dumneavoastră sunteți inițiatorii dacă... Sunt premii date, deci nu sunt 7 iunie. Dar gala învățământului sunt de primărie, dacă sunt premii date de alt sponsor, nu știu cum... Te-ai încurcat textul. Te-ai încurcat, domnule, și din cauza... Păi să nu trebuie să aibă loc ședința asta, dar știi cum e? Vorbim de bâlci politici. Doar de asta va fi ședința. Să vă accept că condițiile astea pentru sărbătoare, pentru festivalul Vene sau festivalul 1 mai zilele orașului, înțeleg că este încheiat contract acolo deja pentru parte. Și faci mai de voie, Jeanne? Pentru că nu pentru tăi mai, pentru e o sărbătoare cântenească acolo. Nu e nimic, domnul Sfântul. Cine? Eu asta explic acum. E foarte posibil ca pentru Parcul Municipal pe săptămâna 27, sfârșitul săptămânii 27-29, să fie încheiat deja contractul. Este procesul Păi nu, eu asta întreb. În condițiile în care vine acest amendament, acel festival se poate organiza. Nu, se poate. Acele care sunt cu badminton sau cu tenisul de câmp și mai jazzul la casă. Activități școlare și sportive programate. Activități școlare și sportive. Atunci,
Trebuie să găsim un formular în care să... E bine așa în forma în care domnul Zugan e de acord acum. Domnul, cea mai bună formulare a mea, să cer cum scria, a fi cu acelor 10 economici care plăteau campania. S-au rărit cei care au făcut dimisiune la acolo. Poftim? S-au rărit cei care au făcut dimisiune la acolo. Nu? Sunt mai mulți? Păi nu știu, dacă îmi spuneți dacă e bine, căci pe excepția evenimentelor înscris în calendarul copțional și cele realizate pentru copii și elevi, fără premiere sau nu știu cum. Nu se găsa, trebuie să pus două puncte și ce anume, marșul, virgulă, jazzul de la, deci activități la bibliotecă și baza sportivă cu... Asta știu, trebuie enumerate. Ce s-a rezolvat situația asta? Cu excepția următoarelor evenimente. Așa e, da. Unde organizăm mai bine, știu, mai bine că nu e. Dacă mai are undeva la bine. Bun, bunul. Marșul absolvenților. Da, se face. A pensionarul, nu aveți? S-a făcut în 5 iunie. Domnul Zugan, s-a făcut în 5 iunie. Da? Competiția de tenis Sfântul Ștefan cel Mare și Sfânt. Acolo s-a oprit. Da? Da. Ca să vedeți. Nu am știut. Mai am până intru într-un urmă. Mai 5, mai 5, mai 5. Spectacolul seara de mai, seara de ceas. La Hârza. Da. La Hârza. Acțiunea de Clubul Rotary. Da, spectacolul organizat de Clubul Rotary. Da, sau acțiunea ce este? Acțiunea. Și spectacolul de teatru de copii, Jack și Brejul de Fasole. Am impresia că mai e și o activitate de arte marțiale, nu știu, un stagiu de pregătire. Dar acum o să fie organizat de Primăria Onești. Să nu greșească candidatul, să... Candidatul. Da. Acum... Și înțeleg că inițiatorii vă însușiți aceste amendamente, dar nu sunt amendamente. Trebuie să reformulăm. Domnul Natu? Da, da, simt. Ok, atunci trecem la vot. Cine este pentru? Cu aceste amendamente, nu? Da, cu aceste amendamente. Cine este împotrivă? 1, 2. Cine se abține? 1, 2. Acest proiect a trecut, trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca Onești. Are cuvântul colegii de sală. Doamne și domnul consilier, prin hotărârea Consiliului Local numărul 37 din 19.03.2015, Consiliul Local a aprobat structura organizatorică a Spitalului Municipal Onești cu două faturi de spitalizare de zi pentru secția funcțională internă a spitalului. Structura adesată de serviciul Poliției de Organizare a Sistemului de Sănătate, Poliției Salariale și Monitorizare de Proiectele Ministerului Sănătății. În adesa 6.778, din 19 aprilie, înregistrată la Primăria Onești numărul 37.543, Spitalul Municipal solicită aprobarea ca cele două faturi de spitalizare de zi din secția medicină, în față să fie alocată de spitalizare de zi pentru secția nefrologie. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Da, mulțumim. Cu votul reprezentatul pe partea de specialitate. Rectificată privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate de către cetățeni și asigură potrivit competențelor sale și conducere legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sănătatea.
prin adresa 6778 19-4-2016, Spitalul Municipal Mariș, solicită aprobarea acordului cele două paturi spitalizare de secția de medicină internă să fie alocat către specialitatea nefrologie. În conformitate cu prevederile articolului 18.2 din ordonanța de urgență numărul 62 din 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențele exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, consiliile locale aprobă propunerile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul său de competență cu avizul conform al Ministerului Sănătății Publice. Având în vedere cele prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre întrunește condițiile de legalitate și oportunitate, motiv pentru care propunem aprobarea acestuia în forma prezentată. Raportul comisiei? Discuții. O să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Proiectul a trecut. Cu acestea vă mulțumim. Ședința s-a încheiat.